Bun, neața, neața și bine ne-am regăsit. Da. Noroc. Neața și la mulți ani. De auzit se aude, am primit informația de care aveam nevoie. Așadar, hai să dăm drumul la treabă. Acesta este primul material din acest an. Și ultimul din serie acum. Dacă cu siguranță sunteți printre voi care mă urmăriți de ceva vreme și ați văzut că materialele făcute de-a lungul anilor au... Mă, tași, mă, din gură. Vorbesc în reloare. Așa, ce spuneam? Că acest material este primul din acest an și ultimul din seria Cum. Ați văzut, dacă ați urmărit materialele anterioare, nu știu cât le-ați urmărit, dar... Am început cu despre, adică am teoretizat despre și după aia am trecut la cum. Adică după ce am făcut un pic de teorie, cam multă, multe zeci de materiale de teorie, am hotărât să trecem la cumva la practică și am ajuns la cum. Și toate materialele din ultima vreme au fost cum să... Nu, în paranteză, da? Cam toate au fost dedicate acestui, acestei secțiuni de numită practică. Materialul din această seară este cel care stă, spun eu, stă sau va sta la baza practicii, pentru că vă va arăta spuneam, tehnica de bază, elementară, baza elementară pentru orice ceea ce vrei să faci în spațiul ăsta interior. Și vreau să vă spun de la bun început că nu este pentru teoreticieni. Deci dacă printre voi se află teoreticieni care vin doar să ia ceva cuvințele și apoi să plece și să rămână doar cuvințelele, mai bine nu urmăriți materialul ăsta pentru că nu este pentru voi. Da? Acest material este, zic eu, dedicat celor care chiar vor să aplice.
Pentru că de-a lungul vremii, și asta am constatat-o una, după foarte mulți ani de zile, pe parcursul a foarte mulți ani de zile, teoria asta este extraordinară, este minunată, este grozavă. Dar dacă nu e dublată de practică sau dacă nu vine din practică, mai corect spus, este foarte nocivă. De ce? Pentru că îți dă senzația că știi. Rămâi la nivel intelectual, la nivel conceptual și cam atât. În legătură cu subiectul materialului din această seară, care este frica, nu voi intra în teorie foarte mult, pentru că dacă ați avut curiozitatea să urmăriți materialele postate până acum pe YouTube și pe Facebook, am vorbit în câteva rânduri despre frică. Nu voi insista asupra subiectului în sine la nivel teoretic, voi face doar o, să spunem, o scurtă sinteză. În ceea ce privește frica, avem două manifestări. Prima este frica naturală, cea firească. Și aceasta, cât ești viu, nu va pleca nicăieri. Corpul tău este înzestrat cu stimuli, care stimuli răspund la cu stimuli cu senzori, da? Care răspund la stimuli din mediu și care dau o reacție. Dacă pericolul este sesizat, automat corpul declanșează sistemul de alarmă. Și această reacție este nimic altceva decât frica naturală. Despre aceasta nu avem ce discuta, pentru că este parte din biologic, face parte din noi, din ambalajul ăsta care se numește corp și care așa a fost proiectat de către mama natură, de către Dumnezeu, de către cine este acolo, să funcționeze, da? Deci, scopul său este să supraviețuiască și nimic mai mult. Pentru asta este înzestrat cu toată tehnologia de care are nevoie și face ce știe el mai bine să facă, să supraviețuiască. Cea de-a doua manifestare a fricii sau cel de-al doilea model de frică este frica indusă. Aceasta este cea despre care noi discutăm și nu asupra căruia putem lucra. Asupra fricii naturale nu ai nicio șansă să lucrezi. Ea este, așa cum am spus, este acolo și este să rămână până când dispare. Până când nu dispare corpul ăsta, frica nu va dispărea. Frica e naturală. Frica indusă, în schimb, este cea pe care am preluat-o din sistem, din educație, și care ne însoțește până în momentul în care începem să realizăm că ne pune piedici, că este o piedică în evoluția persoanei, a individului. Da? Frica asta indusă este tot ceea ce am preluat de la sistem, de la școală, de la părinți, din educație, da? Toate lucrurile pe care noi le-am preluat ca fiind ale altora, ele sunt ale altora și au ajuns să fie privite ca fiind ale noastre. Și aici vorbim despre modul în care am fost tratați când eram copii, de modul în care am început să ne raportăm în adolescență la social, interacțiunea cu mediul, pe baza educației primite ca și copii, ulterior ca și adolescenți și adulți, nu am făcut altceva decât să perpetuăm și să amplificăm în mod inconștient acest model de comportament preluat și inoculat prin educație. Cum identificăm frica asta, să-i spunem, nenaturală, da? Artificială, indusă, e foarte simplu. Dacă te uiți în acest moment în tine, vei vedea că există să spunem să nu-i spunem bâzit, da? Hai să vorbim despre ceva mai concret. Despre frustrare, nemulțumire, un soi de tensiune internă, da?
Deci dacă te uiți în corp în acest moment și puteți faceți lucrul ăsta fără niciun fel de problemă, veți constata că există această stare. Da? Care stare în majoritatea cazurilor este de preocupare, îngrijorare, nemulțumire, frustrare, anxietate și așa mai departe. Există în acest context, există două moduri de funcționare. Unul este încrederea și, repet, nu iubire, da? Vorbim despre încredere. Încrederea și iubirea sunt unul și același lucru, dar nu contează. În acest moment vorbim despre încredere. Deci ori există încredere, care înseamnă avea încredere în existență și în ceea ce îți oferă pentru a crește, și a doua este frica, frica indusă. Nu cea naturală. Cea naturală, am mai spus, puteți să vedeți materialele anterioare, puteți să le căutați pe YouTube, acolo explic destul de detaliat în ce constă. Aici vorbim strict despre fenomenul ăsta care se numește frică indusă și pe care, repet, o purtăm după noi ca bagaj pe care ne l-au dat cei de dinaintea noastră. Este transgenerațional. Deci dacă te uiți acum, și vă rog să-mi confirmați sau să-mi infirmați lucrurile astea, da? Pe care le vorbim. O să trecem imediat la exercițiu practic. Uitați-vă în corp, că n-ai unde să te uiți în altă parte, nu te uita pe pereți. Toate lucrurile se întâmplă în tine, n-ai unde să te uiți în altă parte. Uită-te în corp și vezi dacă există vreo urmă de frustrare, nemulțumire, anxietate, preocupare, îngrijorare și așa mai departe. Adică cam astea ar fi emanațiile fricii. Da? Deci ori există încredere totală în existență și în ceea ce se mișcă în universul ăsta, da? Că îți oferă tot ce ai nevoie ca să crești, ori există preocupare, îngrijorare, stres, anxietate și nu e greu de văzut. Deci există, da? Bun. Asta demonstrează că nu există încredere. Deci, și aici, din nou, nu vorbim despre încrederea în ceva, în cineva. Nici într-o persoană, nici în Dumnezeu, nici în Univers, nici în cine vrei tu. Există doar încredere în ceea ce se întâmplă în tine. Această încredere nu este bazată pe nimic artificial. Nu există nimic care să o susțină. Există doar o stare de încredere care spune e ok. Dacă nu există asta, încrederea asta, există opusul, care din nou se manifestă ca nu neapărat ca frică directă, pentru că nu există poate niciun pericol în acest moment, da? Dar există un soi de bâzâială internă, un soi de, să spunem, de zgomot intern, care se manifestă în funcție de stimuli pe care îi recepționezi din exterior, sub formă de stres, de preocupare, de anxietate, de îngrijorare, de, da? Deci dacă te uiți dincolo de manifestările astea, oricare ar fi manifestarea unică, poți fi mai multe, da? Poți fi două, trei împreună. Dacă treci dincolo de suprafața asta, vei vedea că nu este nimic altceva decât frică. Da? Și asta este frica aia indusă care îți spune că nu ești suficient, că nu meriți să trăiești, că nu ai făcut suficient, că trebuie să mai faci nu știu ce ca să meriți să existi și așa mai departe. Deci e o întreagă poveste în spate. Cam asta a fost. Deci până aici e, cred eu, suficient de clar. Da? Deci dacă există manifestările astea, este clar că e ceva de rezolvat. Și acum vreau să trecem la un exercițiu practic, să facem un exercițiu practic pe care de obicei un astfel de exercițiu, facem multe astfel de exerciții, dar o astfel de tehnică facem doar în tabere. Am zis să îndrăznesc să fac, deși nu fac de obicei treaba asta, așa ați văzut foarte clar, în materiale fac numai exerciții legere, de data asta mi-am propus să fac un material un pic mai intens, să fac un exercițiu un pic mai intens, pentru că vreau să vă arăt
în mod concret, da? Adică să vedeți în voi, în mod concret, cum funcționează lucrurile astea, nu doar la nivel teoretic. Înainte de a-l face, vreau să vă spun câteva lucruri despre acest exercițiu, care în esență este foarte simplu. 1. Noi facem astfel de exerciții, multe alte exerciții de felul ăsta, doar în tabere, unde am spus că totul se întâmplă sub supraveghere. Și recomandarea este ca în cazul în care știi clar că nu poți gestiona emoțiile sau ești sub medicație pentru care ți-a fost recomandată pentru controlul emoțiilor sau știi că te afli în depresie profundă sau chiar lejeră. Dacă știi că ai atacuri de panică, îți recomand să nu faci exercițiul acesta. Deci, nu este un exercițiu greu, dar este foarte intens. Și, repet, dacă te afli într-una din situațiile acestea, respectiv, ești foarte anxios și predispus la atacuri de panică, dacă te afli în depresie și știi că ești în depresie și nonegi, dacă te afli sub medicație pentru anxietate, pentru atacuri, pentru, eu știu, chestii de genul ăsta, dacă te afli sub tratament psihiatric, dacă ai băut, dacă ești cumva un pic parfumat, da? Dacă ai băut ceva alcool, recomand și cu toată inima, nu este recomandat să faci acest exercițiu. Da? În ce constă acest ceea ce se va întâmpla în următoarele minute? Vom discuta după aia. Da? E un exercițiu de respirație care se numește respirație circulară. Respirație circulară este cât se poate de simplă, nu e mare lucru de executat. Va dura în funcție de fiecare, deci fiecare face pentru el, că na, ești la casa ta și faci pentru tine. Eu nu vei face altceva decât să îndrum. Da? Deci, este vorba despre, în mod obișnuit, respirația are patru timpi. Da? Deci dacă îți urmărești respirația în acest moment, vei constata că există patru timpi. Inspir, pauză, expir, pauză. Acesta este ciclul natural al respirației. Că ești conștient sau nu ești conștient, asta e altă treabă. Dar dacă urmărești respirația, uită-te numai acum. Da? Deci dacă te uiți la respirația ta în acest moment, vei constata, fixează-ți atenția la vârful nasului, și vei constata că există un flux de aer care intră și iese cu o mică pauză între ele. Da? Inspir, pauză, expir, pauză. Sunt patru timpi. În acest exercițiu, în care folosim respirația circulară, timpii dintre inspir și expir sunt eliminați. Și asta înseamnă că respiri pe nas și expiri pe gură. Da? Respirația nu se face în umeri, cum fac foarte mulți oameni și asta este foarte normal să întâmple când respiră toracic. Acest tip de respirație este specific celor care locuiesc în această garsonieră, în cap, care gândesc prea mult. Corpul, pentru a susține activitatea asta intelectuală, inconștientă, consumul ăsta energetic mare, este obligat să mute respirația la etajul superior. Și bineînțeles că ajungi în timp, în mod inconștient din nou, să respiri numai aici, da? Numai la nivelul ăsta. Și poți să verifici ce tip de respirație ai în acest moment? Foarte simplu. Încearcă să inspiri, nu încearcă, inspiră și încearcă să duci aerul în abdomen. Pune mâna pe abdomen. Inspiră și vezi dacă abdomenul se umflă. Deci dacă inspiri și aerul se duce în zona superioară și faci, înseamnă că respiri toracic. Da? Respirația asta toracic este insuficientă. Pentru a face exercițiul ăsta este absolut necesar, pentru ca acest exercițiu să funcționeze corespunzător, să respire abdominal. Respirația abdominală se spune abdominală, de fapt nu este abdominală.
este abdominală pentru că se umflă abdomenul. De ce? Se deplasează diafragma când lobii, partea inferioară a lobilor pulmonari se umflă cu aer, se deplasează diafragma și atunci ai senzația că se umflă abdomenul. Dar de fapt e respirație corectă. Da? Adică aerul se duce până în străfundul plămânilor și umflă sacii. Deci verifică în acest moment, după aia vă rog să-mi confirmați, da? Dacă este așa sau nu. Verifică ce fel de respirație ai. Dacă este toracică, pune mâna pe abdomen și încearcă să duci aerul conștient în partea inferioară. Adică să lași aerul să cadă. E foarte simplu, deci nu trebuie să muncești foarte mult la chestia. E respirația de copil. Este cea mai sănătoasă și mai corectă respirație posibilă pentru că hrănește întreg sistemul circulator. Da? Plămânul se umflă cu aer, cu oxigen și în felul ăsta oxigenează sângele corespunzător. Da? Deci prima parte din acest exercițiu este a respira corect. Corect înseamnă din nou să respiri în abdomen. Pui mâna pe abdomen și vezi dacă se umflă burtica, da, cu aer. Al doilea pas, după cum am spus, este să respiri circular, care înseamnă fără pauză. Nas, gură, nas, gură. Adică inspiri, aerul se duce până jos, în abdomen, după care expiri pe gură. Și bineînțeles că durata respirației ține de capacitatea pulmonară pe care o ai, pentru fiecare, da? Pentru unii mai puțin, pentru alții mai mult. Unii au capacitate pulmonară mai mare și automat respirația va fi mai lungă, dar fiecare face pentru el. Și sună, arată cam așa, da? Deci, după cum observați, nu fac pauze. Inspir, expir. Inspir, expir. Nu vă apucați să faceți treaba asta, deocamdată discutăm. Da? O să vi le reamintesc eu pe măsură ce facem. Deci, primul pas este să testezi ce tip de respirație ai. Al doilea este să respiri abdominal, nas-gură. Inspir, expir. Inspir pe nas, expir pe gură. Fără pauze. Din nou, da? Fără pauze. Continu. Al treilea, trage aer ca și cum n-ai respirat în viața ta. E ca și cum ai respirat pentru prima dată în viața ta. Deci nu-ți fie rușine să respiri. Da? Cam în mai toate taberele întâlnesc acest fenomen. Respiră de parcă le e frică să nu cumva să ia aerul altora. Există aer pentru toată lumea. Avem cu toții aer. Din fericire, atmosfera asta ne susține pe toți. Așa că ia și trage aer cu simț de răspundere. Da? Deci primul tipul de respirație, al doilea, respirație circulară, nas, gură, a treia, ce spuneam, respiră profund, să nu-ți fie jenă să respiri. Și a patra, care ține de fiecare din nou, așa cum ține lungimea respirației, inspirului și expirului ține de fiecare, urmează al patrulea fenomen care este amețeala. Asta se numește, ceea ce facem noi aici, este hiperoxigenare. Da? Care este scopul hiperoxigenare? Vă spun dinainte lucrurile astea, pentru că în cazul în care se întâmplă să amețiți, să nu intrați în panică. Este absolut normal. Se numește sindromul cățărătorului. Sau alergătorului. Când există mult prea mult oxigen în corp, da? Sau ori hipoxie, ori hiperoxie, creierul începe să amețească. Intră foarte mult oxigen, iar tu nu ești obișnuit cu treaba asta. Dacă nu ești obișnuit să respiri corect zilnic, da? În mod obișnuit, automat când intră un aflux mare de oxigen în corp, te apucă amețeala. Nu te speria, pentru că nu este nimic grav în asta. Da, pur și simplu corpul, creierul resimte acest efect al abundenței de oxigen
și se droghează, da? Te droghezi cu oxigen. Deci n-ai nevoie de alcool, n-ai nevoie de ciuperci, n-ai nevoie de ayahuasca, n-ai nevoie de nimic. Pur și simplu să respiri corect este suficient ca să amețești, ca să te droghezi, da? Dacă știi cum să o faci, te poți droga în câteva minute fără probleme. Bun, deci pasul 1, tipul de respirație, pasul 2, circular, pasul 3, asta, cum se cheamă, respiră profund, și pasul 4, în momentul în care simți că amețești, da, că începe amețeala, mai continui 2-3 respirații și te oprești. Da? Al cincilea pas. Vor ieși la suprafață. De ce vreau să fac, vă explic imediat de ce vreau să facem exercițiul ăsta. Al cincilea pas. Vor ieși la suprafață anumite manifestări. Corpul va somatiza anumite lucruri. De aceea am spus că nu este recomandat pentru cei care au anxietate, care au depresie, care sunt sub influența alcoolului sau care iau medicație. Nu vă băgați la chestiunea asta că nu este pentru voi. Și vă recomand chestiunea asta, să nu o faceți. Vorbesc cu cei care nu sunt în situațiile astea, da? Deci dacă corpul începe să somatizeze, îți vine a râde, îți vine a plânge, începe corpul să tremure, simți că îți vine să o iei la sănătoasă și așa mai departe, este absolut normal. Corpul, pentru că mintea rațională, partea rațională a minții este dată deoparte, începe să elimine toxinele emoționale stocate în celule. Toată cantitatea asta mare de oxigen ajunge unde trebuie să ajungă și începe să dizloce, exact ca la un detox, începe să dizloce toxinele emoționale care sunt localizate în celulă, în corp, da? Deci asta e a cincea parte. Orice s-ar întâmpla este absolut normal. Repet, te poate apuca plânsul, corpul poate să începe să tremure, poți să simți vibrație în corp, poți să te apuce tremuratul, o să facem după aia un exercițiu de relaxare și va fi foarte ok. Cam atât deocamdată. Facem exercițiul și după aia, după ce ajungem în acel punct, o să vă rog să-mi scrieți ce experimentați și după aia trecem la a doua fază a exercițiului, ne lucrăm asupra a ceea ce se întâmplă. Ok? Sunteți gata? Repet, dacă ești sub influența alcoolului, dacă ești sub medicație, dacă ești în depresie sau anxietate sau ai atacuri de panică de obicei, nu fă chestiunile astea. Poziția corpului, stai așa cum stai. Da? Nu contează. Poți să închizi strict ochii și să stai așa cum stai. De obicei, este recomandat să stai în poponeț ca să poți controla exercițiul. Da? Nu te întinzi, nu te lași pe spate, nu nimic. Pur și simplu stai în poziția în care eu stau într-o poziție pentru mine obișnuită, cu picioarele încrucișate, da? Stau în șezut și cu picioarele încrucișate. Ia și te sprijină de pat, ia și te sprijină de un scaun, așează-te pe un scaun, jos undeva, dar să ai postura asta, dreaptă, pentru că altfel se pot întâmpla alte lucruri, da? Bun. Dăm drumul, da? Începem să respirăm, după cum am spus, circular. Ghidez eu un pic respirația, după care vă las în pace ca să nu mă apuce și pe mine amețeala, da? Poziția corpului, după cum am spus, este postura asta. Adică stai înșezut, cu picioarele întinse sau încrucișate, rezemat sau nu de ceva și atât. Da? Nu întins. Suntem gata, da? Vă rog să-mi confirmați că sunteți gata ca să dăm drumul. Gata? Bun. 1, 2, 3 și.
Deci aceasta este modelul de respirație, da? Inspir, expir. Inspir, expir. Nu vă grăbiți, inspirați profund, expirați profund. Inspirați profund, expirați profund. Adică profund înseamnă să simți că s-a umflat abdomenul la inspir și expir ca și cum ai apăsa pe abdomen, da? Simți că se golește, simți că abdomenul se încordează, da? Inspir, expir. Nu vă grăbiți, fiecare în ritmul lui, da? Cât poate să respire. Da? Continuă. Continuă. Inspiră, expiră. Inspiri profund pe nas, expiri profund pe gură. Inspiră ca și cum nu ai inspirat vreodată în viața ta. Trage tot aerul din casă. Fă ca aspiratorul, trage tot. Bun, ne oprim. Cu ochii închiși, lăsăm respirația să se așeze. Deci închizi ochii. Lasă respirația să se așeze și urmărești senzațiile din corp. După ce ai închis ochii, da? Lași corpul să respire și urmărești ceea ce se întâmplă în corp. Indiferent ce apare, vom discuta imediat despre asta. Indiferent ce apare, este binevenit. Nu vreau să insistăm foarte mult asupra respirației. De obicei se face undeva între 5 și 10 minute, da? Treaba asta. Dar nu vreau să insistăm asupra respirației pentru că trezim alți balauri. A fost suficient cât să... Da? Bun. Cu ochii închiși urmărești ceea ce se întâmplă în corp și lași corpul să lucreze, să scoată la suprafață ce are de scos. Că el știe ce are de făcut, nu trebuie să te bagi tu. Nu trebuie să scrieți nimic acum, o să discutăm după aia. Deocamdată stai acolo. Lasă corpul să se așeze și să facă ce are de făcut. Nu vă apucați de scris pentru că ieșiți din film. Stați acolo. Stai cu ochii închiși și urmărește ce se întâmplă în corp. În timp ce urmărești, deci este ceva în tine care urmărește toată treaba asta. Eu spun să nu scrieți, voi scrieți. Da. Nu vorbesc singur. Repet, am spus nu scrieți. Stai în corp și urmărește ce se întâmplă în corp. Atât. Asta înseamnă să urmărești senzațiile care apar. Oricare ar fi ele, râs, plâns, tremurat, nimic, nu contează, da? Orice manifestă corpul este binevenit. Dincolo de asta, urmărește cum în capul tău apare mintea rațională, partea rațională a minții care spune este corect, nu este corect. Care spune că asta e bun, asta nu e bun. Și care încearcă, în contextul în care a ieșit ceva la suprafață care nu-i place, încearcă să eticheteze și să spună că nu este bun și că trebuie să fugă sau să lupte cu starea. Deci urmărește ce se întâmplă în corp și în același timp uită-te cum la nivel mental apar idei de genul, asta nu este corect, asta nu trebuie, asta
e rea, asta e bună, asta e corectă, asta e incorrectă, nu vreau să fac asta, nu-mi trebuie asta, ce-i cu tâmpenia asta? Deci uite-te ce se întâmplă în capul tău în acest moment. Corpul își vede de treabă și uite-te să vezi ce se întâmplă în capul tău. Bun. Acum opriți-vă și respirăm normal, da? Cu ochii deschiși de data asta, respirăm normal. Cu pauză, da? Inspirul, dacă se poate să fie mai lung decât, da? Decât inspirul. Inspir și expirul să fie cât mai lung posibil, da? Ca să aducem sistemul înapoi la relaxare. Dacă simți că există prea multă tensiune și respirația nu te ajută sau te ajută parțial, este recomandat să strângi pumnii și să încordezi tot corpul. Da? Deci, practic, tragi aer. Strângi pumnii și încordezi corpul foarte tare și după aia expiri. Faci de 2-3 ori treaba asta și o să vezi că se relaxează corpul, se relaxează tot. După ce ai făcut treaba asta, te rog să-mi scrii ce ai experimentat ca să putem să discutăm pe baza acestor reacții. Ia să vedem. Așa. Deci, acum vă explic de ce se întâmplă, adică cum se întâmplă lucrurile astea. Am spus, prin respirație ajuți mintea rațională, partea rațională a minții să dea deoparte și subconștientul începe să fie accesibil. Toate lucrurile alea pe care vreodată le-ai stocat sau stocat în corpul ăsta fără aprobarea ta, în momentul în care capul este dat deoparte, încep să iasă la suprafață și se manifestă prin diverse forme, da? Prin plâns, prin râs, prin diverse. Pentru cei care sunt foarte tensionați, care au foarte multă energie stocată în corp, energie de asta veche, de obicei este cu stres, da? Cu tremurat, cu plâns, cu descărcare de asta, somatizare intensă. Pentru cei care au mai lucrat sau care au mintea mai liniștită, care nu prea adună gunoaie, se lasă cu râs și cu relaxare. E în funcție de cum este setată mintea, da? Poate să apară, cum uite, am văzut, relaxare, mulțumire, râs, stare de euforie, sunt diverse. Dar, în aceeași măsură, și asta este pentru majoritatea, apare tensiunea la suprafață, care din nou se manifestă sub formă de plâns, tremurat, ghem în stomac și așa mai departe. Deci fiecare corp în parte își face treaba. Ce vreau să vă arăt, ce am vrut să, și ce vreau să vă demonstrez prin intermediul acestui tip de exercițiu. 1. În noi există o cantitate de energie uriașă, stocată.
la nivel emoțional. Ea este stocată la nivel celular, da? Adică s-a depus în corp, în tot corpul s-a depus ceea ce numim, să spunem, reziduri toxice, emoționale. De toate sunt în corp. Al doilea. Tot ceea ce ați experimentat sunt aburi. Aburi. Da? Deci în corp se întâmplă o grămadă de lucruri pe care nu le observi. Când faci ceea ce trebuie, ele ies la suprafață și ghiși ce, încep să iasă, încep să se ceară, să se ducă. Întrebarea pe care vreau să vă pun în acest moment. Ați experimentat în mod direct ce înseamnă lucrurile astea, la nivel emoțional. Au ieșit emoțiile la suprafață, le-ai resimțit în corp, sub diverse forme. Întrebarea este asta. Te-a omorât? Deci orice ai experimentat, indiferent ce ai experimentat, sub orice formă s-ar fi prezentat, te-a omorât? Nu. De asta fugi în fiecare zi. Deci asta este frica în majoritatea cazurilor, la majoritatea oamenilor, da? Se manifestă treaba asta. Frica asta iese la suprafață. Însă pentru că mintea rațională se află tot timpul în control, ce face? Pune frână. Și pentru că frânează manifestările, acestea rămân blocate în corp. Și tu în fiecare zi lupți cu frica fără să realizezi că este doar un abur. Este doar un abur pe care îl ai în corp și care se vrea eliberat. Dar pentru că ți-e frică de frică, deci mintea ta funcționează în felul ăsta, îi este frică de frică. De ce se întâmplă treaba asta? Frica pe vremuri, pentru tine a fost un pericol, când erai copil, când erai adolescent. În timp, mintea ta a învățat să fugă de frică. Pentru că frica trezește în tine niște stări pe care nu le vrei. Mintea ta nu le vrea. E, în condițiile în care tu intri voluntar în frică, vezi că de fapt n-are cum să te omoare. Este doar un abur, cum îi spunem, o ceață care se vrea rezolvată și pe care nu știi să o rezolvi. Nu știi ce să faci cu ea. Da? Deci, în esență, frica asta de care fugi tot timpul, frică de judecată, frică de eșec, frică de necunoscut, frică de situații noi, frică de orice vrei tu, anxietatea asta, da? De orice fel, legată de orice fel de eveniment, ghiși ce? Este doar proiecție. Toată frica asta este nimic altceva decât frică de frică. Adică, una peste alta, când se adună, creează tensiune internă pe care tu nu știi să o gestionezi și astfel ajungi în situația în care să nu dormi, să fii super stresat, să ai atacuri de panică, să ai tot felul de chestiuni. Și atunci ce ai de făcut este ca în primul și în primul rând să înțelegi, măcar la nivel intelectual, frica asta pe care tu o simți în corp este, să spunem, o sumă de emoții nerezolvate care s-au stocat în corp și care, din nou, se vor rezolvate. Că de aceea apar. Toate stările astea care apar la suprafață apar cu scopul de a fi văzute. Sunt ca niște copii mici care vin și îți spun, bă, dar pe mine nu mă vezi? Chiar nu înțelegi că eu vreau să plec? Practic, mintea ta rațională a blocat toate trăirile astea, sunt în corp și pentru că tu nu ai capacitatea să le gestionezi, că nu ești suficient de matur, le ții acolo la conservă și aștepți ca ele să se rezolve. Bineînțeles că în încercarea de a le rezolva, foarte mulți gândesc despre frică, gândesc despre emoții, gândesc... Astfel de lucruri nu se rezolvă rațional.
Deci lucrurile astea nu se rezolvă rațional, se rezolvă practic. Deci în primă fază, după cum am spus, dacă înțelegi la nivel intelectual, măcar la nivel intelectual, dacă nu mai profund de atât, că este o masă de emoții care se cer rezolvate, atunci ai făcut deja primul pas. Al doilea este să găsești curajul, că asta e o altă mare problemă pentru foarte mulți, să găsești curajul să ceri ajutor. Că este psihoterapie, că vii la o sesiune de practică la Vertigo, că faci exerciții în casă de capul tău când le faci, după care, nu știu, vii într-o tabără sau găsești un instrument care să te ajute. Ideea este că trebuie să înțelegi că acest corp este un recipient în care sunt stocate toate aceste informații. Toate aceste emoții sunt acolo. Ele se cer rezolvate. Ori dacă tu stai tot timpul cu frica, de frică, să nu-ți se întâmple să ție frică, ca să vedeți cât e de stupidă treaba asta, da? Deci ție ți este frică de propria ta frică. Și când spun asta, mă refer la faptul că tu te sperii de esența fricii care există în tine. Adică din ceea ce este compusă frica ta. Din emoții nerezolvate, din traume trecute nerezolvate, din tot felul de situații pe care le-ai ignorat, te-ai luptat cu ele și le-ai băgat înăuntru, multă furie. Deci dacă vă uitați în voi, în fiecare moment, veți vedea că toată această manifestare, care se numește nemulțumire, frustrare, anxietate, preocupare și așa mai departe, toate sunt legate de furie și de frică. Există foarte multă furie neexprimată. Această furie este fie pe plus, fie pe minus. Fie este masculină, încerci să te războiești cu lumea, fie e autodestructivă, te războiești cu tine constant. E, furia asta este ancorată în frică. Furia este nimic altceva decât manifestarea fricii. Și frica, după cum vedeți, dacă o privești exact așa cum este, ca fiind o manifestare pe care nu trebuie să o judeci, ci pur și simplu să o lași să-și facă treaba, să se ducă și să o ajuți să iasă din tine, n-are ce să-ți facă. Pentru că, vedeți voi, fiecare dintre noi, până într-un anumit punct, fugim după plăcere. Căutăm plăcerea asta să, peste tot, numai plăcere, să ne fie bine, că mâncăm ciocolată, că mergem la mall, că mergem la petreceri, că fumăm, că nu fumăm, că bem, că nu bem. Noi, practic, în esență, căutăm tot timpul plăcere pentru ce? Pentru a contrabalansa frica asta, pentru a o acoperi. Ori sunt foarte puțini oameni dintre cei pe care îi avem aici, de exemplu, care lasă plăcerea deoparte un pic și care se uită la frică. Care se apucă voluntar să intre în frică, să se apuce de frică și să vadă, bă, din ce naiba ai făcută frica asta? Din ce e construită? De ce mi-e frică tot timpul? Și dacă intri în frică, la fel cum te duci în plăcere, că nici plăcerea nu analizezi, tu doar te bucuri de plăcere, adică momentan te îmbeți cu plăcere, că mănânci, că bei, că faci, că nu știu ce, dar tu faci lucrurile astea pentru a evita ceea ce are la rădăcină. Nevoia asta de plăcere are la rădăcină frica. Tu încerci să acoperi frica asta cu tot felul de chestii. Că te uiți la televizor nesfârșit, că îți cumperi haine fără număr, că arunci cu bani în câini, că te ascunzi de lume, că și așa mai departe. În momentul în care tu intri în frică, așa cum am făcut acum, da? În acest exercițiu, că asta vreau să vă arăt, că frica nu te omoară. Frica asta este o sumă, o masă, da? Care însumează toate experiențele tale trecute și care pur și simplu vrea să fie rezolvată. Și este complet că, scrie aici și Marian Stoica, că de multe ori este irațională. Despre ce vorbim? Să ne înțelegem. Frica este irațională prin însăși natura ei. Deci nu are treabă cu logica. Stupizenia în tot acest proces este să încerci să controlezi frica prin rațiune.
Să ne mai lămurim o dată, că poate nu ne-am lămurit. Logica și emoțiile sunt două chestiuni diferite. Nu poți rezolva emoțiile cu logica. La fel cum nu poți rezolva logica cu emoțiile. Logica trebuie utilizată strict unde este necesar de logică. Atunci când faci cumpărături, atunci când îți cumperi nu știu ce chestie, atunci când faci un plan pentru o casă, atunci când proiectezi ceva, acolo folosești logica. Emoționalul se rezolvă cu emoțional. Deci nu ai nevoie de logică pentru a descompune emoționalul, ci pur și simplu trebuie să faci experiențial. Emoționalul este experiențial, este viață. Da? Deci dacă tu vrei să rezolvi emoțiile cu logica, deja ai făcut din... Că asta facem cu majoritatea. Că așa am fost învățați din școală, da? Să folosim foarte mult capul ăsta. Tu, în emoții, nu ai ce căuta cu logica. Dacă vrei să rezolvi emoțiile, frica, în mod special, și toate emoțiile care derivă din ea, fă exercițiul ăsta. Respiră, dă afară, lasă corpul să manifeste și așa mai departe. Și dacă este prea mult pentru tine, te aștept într-o tabără. Te aștept la o sesiune de practică. Noi facem sesiuni de practică dedicate acestui tip de, să-i spun, de experiență. Deci corpul tău este o masă de emoții stocate. Capul tău este o bucățică din tot fenomenul ăsta. Emoționalul este stocat în corp, în 99% din corp. Logica ta este complet insignifiantă în momentul în care apare ceva și te trigăruiește un stimul și vine peste tine, păi logica ta dispare într-o secundă. De exemplu, tu acasă faci calcule, să zicem că vrei să te duci la întâlnire cu un șef, da? Sau cu cineva. Și acasă sau pe drum tu îți faci calcule, că o să fac, o să drec, o să zic, o să analizăm. Când ajungi acolo, mintea ta rațională este blank, este goală. Pur și simplu stai precum curc, te uiți precum curca în lemne și nu știi unde ții capul. Dacă ai un examen, la fel, te duci la un examen, ai un profesor, un examinator în fața ta, pur și simplu uiți. Pentru că pe moment mintea ta rațională, până când se calmează lucrurile, până când înțelegi că nu este niciun pericol, până când înțelegi, bă, stai un pic, sunt la examen, stai să respir, stai să mă așez, până intră din nou mintea ta rațională, partea ta rațională în funcțiune, ești în aer. Deci, de aceea, noi am ales, eu și echipa asta a mea, echipa Tucaram, cum i se spune, am ales să lucrăm asupra părții astea nevăzute. Și facem astfel de exerciții tocmai pentru a arăta câtă energie este stocată în corp și cât de destructivă este ea pentru că nu știi ce să faci cu ea. Pentru că imaginează-ți că din tot emoțiile sunt vii, da? De-aia îți aduce aminte de lucruri de acum 7000 de ani. Pentru că sunt vii. Deci, dacă în tine există lucruri nerezolvate care sunt vii, acestea sunt ca viermi. Te mănâncă de viu. Te mănâncă de viu. De aceea este necesar să lucrezi cu corpul într-un anumit fel, într-un anumit mod, într-un spațiu controlat, astfel încât să poți să eliberezi lucrurile astea și să înțelegi abia după aia. Că asta este eroarea pe care o fac majoritatea oamenilor. Ei vor să înțeleagă emoțiile sau blochează emoțiile și încearcă să le înțeleagă rațional înainte ca acestea să iasă. Nu este nevoie să faci treaba asta. Ajută-ți corpul să le dea afară și după aia înțelegerea urmează. Și nu este înțelegere rațională. Este înțelegere intuitivă. E ceva de genul, ha, despre asta era vorba. Foarte mulți oameni sunt prinși în capcana asta. Să gândim despre gânduri, despre gânduri, despre gânduri. Cât poți să faci treaba asta? Când nebunești, o iei razna. Că practic mintea asta rațională este foarte limitată. Ea poate să prelucrezi o cantitate limitată de informație. Ori în corp, tu ai informație în cantități uriașe pe care mintea ta rațională nu poate să le perceapă. Și atunci ce ai de făcut? Să stai să te cerci cu emoțiile? Nu. Emoțiile trebuie scuturate. Gândește că ești exact ca și un copac
plin de scame și de frunze vechi și așa mai departe, pe care nu l-a îngrijit nimeni până acum. Trebuie să-l cureți. Trebuie să dai afară mizeriile ca să poți să înveți să trăiești din nou liniștit. Da? Deci, este extrem de simplu, în esență. Și cu toate astea nu este așa de simplu. Și acum, din nou, lucrurile astea, am făcut materialul ăsta ca să vă arăt că nu este așa de greu. Că nu este sfârșitul lumii. În aceeași măsură, pe cât de simplu pare, pe atât de complex este și pe atât de periculos. Pentru că lucrurile astea, făcute așa de capul tău, când vrei, cum vrei și fără să înțelegi care este logica din spate și cum funcționează ele, produc mai multe daune decât este necesar. De aceea eu vă recomand cu dragă inimă să faceți lucrurile astea doar dacă aveți un pic de discernământ. Dacă nu, găsiți pe cineva și veniți și la noi, da? Veniți la tabere, veniți la evenimente, ca să vedeți cum este. Deci eu nu vă chem că hai să vă arăt eu ce tare sunt eu sau ce facem noi. Nu. Pur și simplu, veniți să vedeți cum este să experimentezi direct. Fără teorie, fără comentarii, fără discuții. Pur și simplu, hai să vezi cum se face. Și în momentul în care vezi cum lucrează pe pielea ta și, slavă Domnului, avem suficientă experiență în spate și suficiente dovezi, da? Sute de oameni care au făcut lucrurile astea sub îndrumarea noastră și cu ajutorul nostru, noi suntem acolo pentru ei, nu pentru noi. Da? Toate evenimentele sunt pe tucaram.ro. Toate sunt postate acolo. Evenimentele lunare, evenimentele, cum îi spune, taberele, toate sunt pe site, pe tucaram.ro. Deci este pentru prima dată, pentru prima dată am făcut anul trecut treaba asta și am zis să continuăm când am dat drumul la tabere, după atâția ani de zile, la public. Da? Adică am zis să facem tabere și pentru cei care nu au niciun fel de experiență. Și facem tabere pentru începători, cum li se spune. Când le spun începători, nu este în sensul de a diminua experiența omului, ci pur și simplu pentru că nu ai mai făcut așa ceva. Și dacă nu ai mai făcut așa ceva, ești începător. Și noi suntem începători în fiecare chestie pe care o facem. Deci, ce vreau să revin la ceea ce spuneam mai devreme. Ce vreau să-ți demonstrez cu un astfel de exercițiu? Că nu este dracu chiar așa de negru. Dar trebuie să știi cum să-l apuci de coadă. Trebuie să știi cum să-l apuci de coadă și să-i tai copitele. Da? Deci nu e așa de mare lucru. Nu e mare filozofie. Însă trebuie să ai experiența necesară ca să știi cum să te joci cu lucrurile astea, cu satana asta, cum îi spun eu, da? Pentru că frica asta este satana, te mănâncă de viu. Dacă știi cum să lucrezi cu ea, frica devine un catalizator extraordinar, devine un stimulent fantastic. De ce? Pentru că atunci când frica nu te mai controlează, când dovezi efectiv cum lucrează, ce face cu tine, unde te duce, cum te duce și așa mai departe. Deci în momentul în care tu înțelegi cum funcționezi intern și vezi că nu are ce să-ți facă, deci deprinzi capacitatea asta de a vedea fără a interacționa, deci a observa nu înseamnă a-ți băga nasul și a spune că este bun sau rău. Asta este interacțiune cu ceea ce se întâmplă. A observa înseamnă nediscriminare. Înseamnă să vezi, pur și simplu, cum se desfășoară lucrurile în tine, exact ca un om de știință care pune benoaclele pe o sticluță cu, pe o, cum îi spune, folie de analiză, pe foaie de analiză, pe sticla aia de analiză și vede celula acolo, cum se desfășoară ea. Exact asta faci când observi. Deci dacă tu dezvolți capacitatea asta de te uita în tine fără a interacționa, fără a-ți băga nasul în ceea ce se întâmplă în tine, ești pe drumul cel bun. Dar, din nou, asta nu se întâmplă peste noapte. Asta nu este o chestiune care... Gata, te-ai născut cu ea.
trebuie să o înveți. Și eu am învățat-o și fiecare dintre noi. De-aia munca asta cu mintea nu este ușoară. Munca cu mintea și cu omul nu este ușoară deloc, dar este posibil. Și asta este frumusețea. Și de-aia am vrut să fac acest ultim material despre cum, că vom trece la, nu știu, încă nu știu la ce vom trece, dar ideea este că am făcut suficiente cum ca să vedeți cum e. Da? Dacă am ajuns în punctul ăsta în care să vă arăt cum practic se face, nu mai aveți nicio scuză. Nu mai aveți absolut nicio scuză. Din moment ce știi, nu mai poți să mai stai să aștepți să întâmple minunile. Trebuie să faci tu ceva voluntar. Aici trebuie să treci un pic la acțiune ca să se întâmple niște lucruri. Eu la rândul meu am făcut de-a lungul anilor foarte multe lucruri și, repet, dacă ne-am fi întâlnit acum, nu știu, 15 ani, da? Ați fi avut în față cu totul și cu totul altă personalitate. Cu totul și cu totul altă istorie. Ceea ce vedeți acum este foarte departe de ceea ce se întâmpla acum 15 ani. Da? Frustrat, nemulțumit, anxios, furios, OCD, narcisist. Deci toate minunățile. Personalitatea mea avea trăsături în toate direcțiile. Deci dacă aș fi luat manualul de psihologie, aproape toate cred că erau acolo. În timp, când am văzut că nu se mai poate, am ajuns la concluzia, bă, ceva trebuie făcut în direcția asta. Și am făcut ce am avut de făcut. Și nu numai eu. Sunt foarte mulți în spatele meu și pe lângă mine oameni care au venit, care au făcut și care astăzi, slavă Domnului, sunt bine. Sunt foarte bine. Pentru că lucrurile astea pe care noi le facem și, din nou, știți că eu nu sunt cu reclama și cu marketingul, pur și simplu, lucrurile astea sunt verificate. Sunt verificate și testate pe mine și pe sute de oameni. Și în momentul în care vezi efectele, nu ai cum să contești. Nu ai cum să spui, știi, ăsta mănâncă rahat. Nu, vino să vezi și după ce ai văzut pe pielea ta, după aia nu mai ai ce să comentezi. Da? Adică lucrurile sunt atât de simple. Practica este cea care, din punctul meu, și acțiunea, da? Sunt cele care rezolvă toate problemele. Rezolvă tot ce este de rezolvat. Bineînțeles că nu poate rezolva 100%. Sunt și cazuri de genul ăsta, unde omul este foarte bine și foarte liniștit. Dar nu este obligatoriu să întâmple treaba asta. Măcar dacă ajungi în punctul în care să nu te mai sperii de propria ta frică și să poți trăi confortabil cu tine, deja este extraordinar. Deci dacă tu ești bine cu tine și dispare nemulțumirea aia constantă din tine, din capul tău, din viața ta, deja ai făcut un pas enorm. Adică să naște ceea ce se numește încredere. Când începi să ai încredere în existența asta, că ți-a dat mai mult decât meriți și că ai primit și că primești în fiecare moment mai mult decât poți duce, ce-ți mai trebuie? Ce-ți mai trebuie? Noi spre asta mergem. Da? Noi spre asta mergem. Să ajungem punctul ăla, de-aia muncim ce muncim. Să ajungem punctul ăla în care să spui, bă, dar eu am tot ce-mi trebuie. Eu am absolut tot ce-mi trebuie. N-am de ce să fiu nemulțumit. Eu dacă în momentul ăsta mă uit bine la mine, eu văd că sunt mulțumit. Păi, pentru asta, ca să poți să ajungi în punctul ăsta, este pur și simplu să înțelegi că ai ceva de făcut. Lucrurile alea care zac în tine trebuie scoase la suprafață. Lucrurile astea asupra cărora am lucrat acum o nimica toată, da? Gândiți-vă că în tabere lucrurile astea se întâmplă intensiv, undeva la 8-10 ore pe zi de muncă. Adică ești într-un mediu în care lucrurile astea se întâmplă cu tine, prin tine și despre tine, în fiecare moment. Așa că, ce pot să spun? Folosiți exercițiul ăsta să vedeți ce randament dă pentru voi, pentru fiecare dintre voi și după aia mai vedem. Da? Deci pentru mine lucrurile sunt, să spunem, simple, dar nu sunt simple pentru toată lumea. Sunt simple pentru mine pentru că le-am practicat și pentru că le experimentez și le trăiesc în mod obișnuit. Da? Dar cam asta e. Hai să mă uit să văd
Ce comentează aici Ovidiu? Și cu creditele la bancă, de exemplu, cărora nu le faci față, cum le aduci în acest bine? Păi faci bine și faci mai mulți bani și îți plătești creditele. Asta faci. Și treaba are banul cu ce am vorbit noi acum. Și are foarte mare treabă în esență. Că dacă tu ești bine și mintea ta începe să funcționeze corespunzător, vei găsi cale să fii mai creativ și să faci mai mulți bani. Să produci mai mulți bani. Dacă stai doar și te lamentezi că nu ai bani, atunci o să stai bine. Și mult și bine fără bani. Da? Îmi plac comentariile astea când n-au nicio legătură. Toate informațiile despre tabere și despre evenimente se află pe tucaram.ro. Intrați pe site și acolo aveți toate evenimentele. Așa, ce mai e pe aici? Ștefan Rândulescu, în starea fără gânduri vezi tot ce descrii. A, ce frumos ar fi să nu fie doar teorie. Da, Mirela, acum puteți să beți apă. Da, Elena, avem tabere pentru începători. Pentru novici, da? Pentru profani. Pentru cei care n-au mai făcut niciodată așa ceva sau care au o experiență limitată în direcția asta. Deci este un, cum îi spune, un spațiu dedicat, taberele astea pentru începători, sunt dedicate celor care nu au experiență. Da. Bun. Cam asta e. Vă mulțumesc pentru participare. Vă mulțumesc pentru implicare. Pentru că ați dat feedback la exercițiu. Și da, uite, o să mai iau o întrebare pentru că îmi pare că asta chiar e bună. Gabi. Am să mai încerc și mâine, căci se pare că sunt cam nesimțit din moment ce nu am simțit nimic. Am uitat să spun de treaba asta. Și foarte bine că mi-ai amintit, mulțumesc. Mintea se află în control. Da? Sunt oameni cărora nu li se întâmplă nimic, poate una, două, trei sesiuni, nu li se întâmplă nimic. Nu se manifestă nimic. De ce? Tocmai pentru că mintea lor, partea rațională a minții, este extrem de prezentă. Este în control. Și fiind în control, normal că nu te lasă să îți faci treaba. Da? De aceea, pentru astfel de capete luminate, este nevoie de un pic de mai multă practică. Și de recomandarea mea este practică sub supraveghere. Mai ales unde există mult control. Mai ales. Din nou, taberele sunt trecute pe site. Le găsiți pe tucaram.ro, la evenimente. Dacă nu mă înșel, da, în sfârșit. Le găsiți pe tucaram.ro. Cam asta e. Bun, vă mulțumesc foarte mult și ne vedem data viitoare. Vă pupez!